Bună, bine te-am găsit! Daniela Simulescu aici. Iată că a venit momentul să discutăm despre horoscopul 2023 pentru Taur sau cei cu ascendentul în Taur. Bun, înainte de a vorbi pendelete de anul 2023, trebuie să spun așa de la început că dacă vrei să-ți meargă bine în 2023, trebuie ca în prima parte a anului să faci curățenie. Din prima zi a lui 2023 până pe 16 mai, Jupiter, planeta benefică, mare benefic cum este el denumit, planeta expansiunii, planeta, dacă vrei, oportunităților, planeta șanselor, transitează casa a 12-a. Casa a 12-a are foarte multe valențe, dar cea mai importantă pe care tu trebuie să o reții este că trebuie să înveți să pierzi lucruri ca să faci spațiu altor lucruri noi. Și din fericire, Jupiter în tranzit în casa a 12-a e bun, acest tranzit. Adică acea curățenie, acele pierderi nu vor fi, cum să spun eu ție, atât de apăsătoare, atât de copleșitoare. Vei rămâne cu puțină încredere, vei rămâne cu puțină speranță. Dar, recapitulăm. Dacă vrei ca tu în 2023 să o duci mai bine ca în 2022, până în mai trebuie să faci curățenie. Trebuie să te duci în dulapuri, trebuie să te duci în beci, trebuie să te duci în grădină, trebuie să te duci în jurul tău, la serviciu, efectiv în toate cotloanele vieții tale. Da? Jupiter zice, hai să-ți dau niște lecții legate de trecut, legate de traume, legate de dependențe, de obiceiuri proaste pe care le ai, de chestii toxice pe care tu le duci, le duci, le duci, le duci. Revenim, deci curățenie. În prima parte a anului chiar trebuie să faci curățenie. Și nu doar curățenie, deși la propriu și la figurat acest proces de curățenie, dar să te și vindeci. Pentru că Jupiter are pretenția în casa 12-a să înveți să mănânci mai sănătos, să dormi mai bine, să renunți la relații toxice și personale și profesionale. Efectiv, se duce pe acolo și scoate, te duce departe de lumea în care trăiești, te ajută să evadezi astfel încât să te pregătești. Și de ce am insistat atât de mult cu acest proces de curățenie? Pentru că de pe 16 mai până la finalul lui 2023, Jupiter, marele benefic, intră în semnul tău. Ce înseamnă asta? Că odată, de fapt, gândește-te așa, cu cât ai făcut mai bine curățenia în prima parte a anului, cu atât vei primi mai multe. Cu cât ai fost mai, cum să spun, te-ai făcut că n-ai văzut un colțișor, ai mai lăsat puțin praf pe acolo, Jupiter nu are unde să se instaleze, așa cum și-ar dori el, pentru că Jupiter vrea să amplifice. Și amplifică și cei buni și rău, cum spun de fiecare dată. Marele benefic, amplificatorul. Jupiter zice, vrei asta? Asta mi-arăți că vrei? Păi da, asta îți dau. A, vrei asta? Bine, domnule, îți dau tot asta. Da? Deci, pregătiți-vă pentru ziua de 16 mai, ziua, perioada 16 mai, 31 decembrie. Ce se întâmplă când Jupiter intră în semnul întâi, semnul vostru, în casa întâi, cum s-ar spune? Veți citi că Jupiter e mare benefic, da, reprezentat de Zeus, zeul zeilor, vine, bineînțeles, cu lucruri bune și vestea bună este că va și retrograda, pentru că atunci când Jupiter se duce mers direct și printr-un semn și nu are nici măcar o retrogradare, nu vezi efectele atât de serioase. Va și retrograda și acest lucru se va întâmpla, iată, exact de pe 4 septembrie până pe 31 decembrie. Ce e important? Va retrograda, deci ne ajută să ne facem temele serios, să le și rezolvăm, să spunem. Ce se întâmplă? Jupiter vine și îți dă curajul să-ți cumperi casa mult visată. Îți dă curajul să schimbi locul de muncă, să iei un loc de muncă mult mai bun. Îți dă curajul să începi o școală. Își dă curajul să pleci din țară sau să te întorci în țară. Jupiter îți dă încrederea aia de care ai nevoie să faci ceva măreț în viața ta. Dar atenție, că dacă viața ta e putredă, cum îți spuneam, și are lipsuri pe aici pe acolo, Jupiter va veni și va putrezi mai mult lucrurile respective. Trebuie să ai mare grijă cu el. El îți dă multe promisiuni. Și mi-a place ceva lui Jupiter, culmea. Îi place voia bună. Îi place veselia. Îi place, o să sune ciudat, îi place cheltuiala. Și nu insist degeaba asupra acestui cuvânt. Tu de la începutul anului îl ai pe Marte retrograd în casa a doua. Da? Te știm că ești destul de chipzuit, da? Oamenii cu mult aur în hartă au această chipzuială. Dar acum
trebuie să mai cheltuiești să faci curățenie și Pământ zice Jupiter, eu îți dau oportunitatea, dar tu ca să obții oportunitatea respectivă și să-ți priască, trebuie să dai și tu ceva de la tine. Da? Pentru că Jupiter în Taur, în semnul tău, se simte bine când concretizează, când pune cărămidă peste cărămidă, când mai coși ceva, când mai adaugi ceva. Vrea abundență. Jupiter în Taur vrea abundență. Da? Și gândește-te că îl primești la tine în vizită și trebuie să-l primești într-o casă curată, aerisită, luminoasă. Și întotdeauna Jupiter vrea și o cameră de petrecere, să știi. Adică tu la anul, dacă vrei să funcționezi, trebuie ca toată viața ta să aibă și o componentă din asta de a petrece, de a ieși la evenimente, de a mă bucura de viață. Cu cât te bucuri mai mult, cu atât Jupiter se bucură și el mai mult pentru tine. Jupiter în casa întâi are tendința de a îngrășa. Vezi foarte mare grijă la acest aspect, dar poate vine o sarcină, cine știe. Jupiter în casa întâi te învață multe, multe, multe lucruri. Ce mai face Jupiter într-un semn? Îți iei mai multe pe umeri. Dar le duci, nu fac eu problemă că nu le duci tu. Deci iată, dragul meu Taur sau ascendent în Taur, dacă tu la începutul anului nu te mai plângi cu Jupiter în casa a 12 și începi să... Curățenia poate să fie și la propriu. Că poate vă doriți o casă, un spațiu, un ambient diferit, mult mai bun, da? Și voi pregătiți, poate nu vreți spațiul ăla, dar voi, eliberându-l pe acela, vă pregătiți să primiți un spațiu altfel, diferit, da? Deci... E un an foarte bun, foarte, foarte bun. Chiar dacă Jupiter, să știți că vine și cu evenimente care pe moment pot părea mai neplăcute, ele au rost. Ele au foarte, foarte mare rost. După care, îmi spunea la începutul anului Marte, e retrograd. E în casa a doua retrograd, puțin într-un careu cu Neptun, cheltuieli, Doamne, deși își termină retrogradarea pe casa a 12-a, stă acolo până în martie, până pe 25, cheltuieli. Dar Marte e și guvernator de casa a 7-a la voi. Ceea ce înseamnă că relațional, până la finalul martie, nu am vești foarte bune. Adică e un frecuș, e un du-te vino, sunt neînțelegeri, îmbufnări, ne supărăm, nu mai vorbim, vreau spațiu, du-te acolo, stai acolo și tot așa. Da? Deci aveți foarte, foarte mare grijă pe plan relațional, cel puțin în prima parte a anului. Mai ales dacă aveți de făcut un partaj sau aveți, deci aveți grijă, aveți foarte mare grijă. După care, în 2023, guvernatorul tău Venus va retrograda. Și asta se va petrece între 23 iulie și 4 septembrie, dar efectele sale sunt de pe 5 iunie până pe 9 octombrie. Aici s-ar putea să o iei puțin razna. Încă Venus va face conjuncția cu Lilith în perioada retrogradării și careul cu Uranus. Venus va retrograda în casa 4, e adevărat. Ce ține de familie, ce ține de casă, de imobil, da? Dar cred că aici e mai degrabă vorba de faptul că trebuie să aștepți că viața nu poate fi controlată 100%. Că apar evenimente, apar oameni, dispar oameni, dintr-o dată se strică ceva în casă, nu te enervezi că știi că trebuie să cheltuiești, dar dacă schimbi balconul dintr-o dată îți dai seama, parcă aș mai pune și un tapet. Da? Și chiar dacă nu e guvernatorul casei 7 pentru voi să spun, să știți că pe perioada cu Venus retrogradă nici voi nu prea știți ce vreți din punct de vedere amoros. Și cum e Jupiter în semnul vostru și aveți încredere, puteți să mai călcați strâmb sau cineva din jurul vostru să calce strâmb. Mare grijă, mare grijă aici. De altfel, vara e foarte zăpăcită. Vara, și dacă vreți să plecați undeva în concediu, vă faceți foarte bine planul. Nu vă țineți de plan, vă enervați, vă supărați. Să nu. E foarte zăpăcită vara, să știți, pentru voi. Foarte, foarte, foarte zăpăcită. Bun, după care, vreau să vorbim puțin de faptul că Saturn, da, the bad boy Saturn, așa să beau o gură de suc înainte să vorbim despre Saturn, că trebuie să vorbim despre Saturn. Ce se întâmplă cu Saturn? Saturn iese în sfârșit din casa 10. Deci în casa 11 o să vorbim puțin și despre. Dar în casa a 10-a, pentru o scurtă perioadă de timp, va intra Pluto. Mai exact, între 23 martie și 11 iunie. Bun. N-au fost ușori ultimii 2 ani din plan profesional. Cred că mulți ați făcut niște schimbări pe care nu vi le-ați dorit, de care v-ați temut. Eu cred că n-a fost rău că s-a întâmplat așa, dar mă rog, cred că pe moment v-au ars călcâile, nu v-a plăcut deloc ce s-a întâmplat acolo. Dar intră Pluto. Câteva luni. Multora o să vă vine ideea, dar de ce lucrez eu în vânzări?
dar de ce lucrez eu în domeniul ăsta? Dar ce caut eu aici? Dar eu, mie îmi place alt domeniu. Dar eu vreau în altă parte. Dar eu nu vreau aici. E, între martie și iunie, cât Pluto stă acolo, pe urmă se va întoarce în casa noua și pe undeva, de prin 2024 până în 2044, atunci începe furtuna cu adevărat. Dar în astea câteva luni Pluto prin casa 10-a, de unde iese Saturn, că ce a făcut Saturn în ultimii ani, ți-a dat o nouă construcție profesională și acum vine Pluto și încep schimbările adevărate la nivel subconștient, în primul și în primul rând, că pe urmă concret mai durează până se întâmplă. Da? Deci vine Pluto în casa 10-a și când considerați și voi, hai mă liniștesc, că este Saturn de acolo, parcă nu mai stat de multe neplăceri, vine Pluto și cu Pluto în casa 10-a. Băi, să vă țineți! Pentru că o să descoperiți, câțiva dintre voi o să descopere că nu sunt în locul în care trebuie profesional. Și o să începeți să vreți să vă dați demisia, să vreți, cum să vă spun, să începeți cu totul și cu totul altceva să munciți. Veți face schimbări, vă ceți undeva, vă întoarceți, dar mai bine era în partea altă, dar încă nu sunt pregătit. Asta face Pluto acolo. Destabilizează, dărâmă. Știți ce dărâmă Pluto? Dărâmă egoul profesional, statutul. Saturn v-a ajutat să vă construiți un statut în ultimii 2 ani, din 2020 încoace. N-a fost plăcut, sunt fer convinsă. V-a ajutat să vă maturizați și Pluto acum vine și zice, așa, și cine crezi că ești tu? Păi am ajuns, sunt director de vânzări în compania asta. Așa, și dacă ți-au titulatura de director de vânzări, cine ești tu? Asta face Pluto. Cine mai ești tu? Cine sunt eu? Oh, dar cine sunt eu? Adică cât de importantă e titulatura asta pentru mine? De ce țin atât de mult dinții? Ce se oferă titulatura aia? Pluto vine și sapă și sapă și sapă și îți arată. Dar altele probleme, nu că ești director de vânzări. Tu vrei să fii director acolo pentru că ai impresia că nu poți să faci niște lucruri, ai impresia că nu ești în stare, că nu ești valoros. Deci vedeți că pot apărea riscuri pe plan profesional. Odată să vi se schimbe, să zicem că și în ultimii 2 ani ați avut neînțelegeți cu superiorii. Dacă în Pluto intră în casa 10-a, apar unii prea dictatori sau unii mai liniștiți. Nu vă convin. Nu vă convin și prima impresie e că vreți să schimbați locul de muncă din cauza lor. Nu. Nu o să fie din cauza lor. O să fie din cauza voastră, pentru că vreți voi cu totul și cu totul altceva. Saturn iese din casa 10-a, se duce în casa 11-a și știți ce vrea de la voi? Să nu vă mai uitați la viitor, să vă uitați aici acum. Casa 11 este casa următorului pas, planurile de viitor, ce vreau să fac în continuare. Dar Saturn e acolo. Saturn e acolo de pe 7 martie și zice, nu, nu contează viitorul până nu faci ceva acum. Acum, tu nu-ți la locul ăsta de muncă gândindu-te că peste 2-3 ani o să faci o pensie mai bună de acolo, peste 3 ani nu știu ce mai primești de acolo. Nu, ia-ți locul ăsta de muncă pentru ce ți-o oferă acum. Pentru că peste câțiva ani nu o să-ți mai ofere ce crezi tu că o să-ți ofere peste câțiva ani. Și trebuie să înveți să trăiești prezentul, momentul. Cu Saturn în casa 11 s-ar putea să aveți o perioadă din aceasta în care unele prietenii cresc, dar altele dispar, că e un fel de maturizare, un fel de conștientizare și un fel de selecție. Parcă nu mai aveți chef să umblați cu toată lumea, cu tot felul de persoane, deveniți mai selectivi. Dacă anul ăsta încă v-ați mai distrat, parcă de la anul nu mai aveți nevoie de unii oameni, da? Și îi căutați pe cei pe care vă puteți baza sau ei se pot baza pe voi. Cu Saturn în casa 11 s-ar putea să aveți senzația că nu sunteți niciodată pe plus. Efectiv, nu sunteți pe plus, nu sunteți vizibil, oamenii nu vă apreciază, nu aveți validare din acestea. Dar aveți grijă că e doar o senzație. Saturn, da, dă o blocaje, dă restricții, dar tocmai ca să vă maturizeze. Depindeți atât de mult de lucrurile astea, da, atunci e o problemă. Și trebuie discutată, trebuie analizată și trebuie să munciți la ea. Și dacă ar fi să ne raportăm la anul 2023 pentru voi, dragii mei Taur sau cei cu ascendentul în Taur, vorbim, iată, în prima parte a anului de o epurare, da, de o selecție, pur și simplu. De pe 16 mai puteți să începeți ceva și vedeți că Jupiter poate să vină și cu multe beneficii pe plan marital, pe plan, dacă vreți, copii, pe o casă mai mare. Adică, vă spuneam, Jupiter amplifică și cu Venus solară retrograd în casa a patra, în vară, chiar poate să vină cu ideea de o casă mai mare, de un teren mai mare, de vând un teren, de câștig un teren, de primesc o moștenire, da, da, dar vine și cu nevoia asta de vindecare, de curățare, după care să primiți și foarte multe avantaje și beneficii.
Și dacă nu reușiți să faceți o schimbare profesională în 2023, în 2024 o faceți cu siguranță. Nici nu fac probleme din acest punct de vedere în ceea ce vă privește pe voi. Dacă eu sunt fer convinsă că o să citiți peste tot că este anul vostru și eu cred că este anul vostru, dar să nu uităm de un lucru. Jupiter se apropie de Uranus. Mulți vă veți trezi mai singuri, mai liberi, mai detașați ca niciodată. Pentru că Uranus în casa întâi vă tot provoacă de câțiva ani și vă învață să vă descurcați pe cont propriu și să nu mai depindeți de alții, da? Ama se apropie și Jupiter de Uranus. Deci faceți, 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 dar vedeți că tot voi trebuie să faceți, nu ceilalți, și până la urmă așa e mai bine. Astrele astea își și doresc din partea voastră. Eu sper să vă priască mult 2023, să aveți multe amintiri plăcute, multe fotografii de pus în album și să ne auzim cu bine la anul.